Bună ziua! Bine ați venit la al șaptelea podcast Improbabil. Eu sunt Cosmin Stanila, sunt actor și cel mai important dramaturg al spectacolului Noroc să ai. și alături de mine este Eugen Hriscu. Salut! Bună! bună. Mulțumim că ai venit! Mulțumesc și eu pentru invitație! Eugen este psihoterapeut și psihiatru. La Clinica Aliat din București, o clinică și un ONG uh, asociat clinicii, sau mă rog, și un alt proiect uh, non-guvernamental de asemenea sub uh, marca Aliat, uh, ambele fiind niște proiecte foarte vechi în România, mai ales ONG-ul din 1993 care au dezvoltat programe în domeniul prevenirii și tratamentului tulburărilor legate de alcool, de droguri și mai nou de jocuri de noroc. Da, discuția noastră de astăzi o să fie îndreptată spre adicția de jocuri de noroc și poate o să facem niște paralele cu alte adicții pentru că este important, de înțeles. Eu zic să începem așa cu un fel de linia verde. Ce cum ne dăm seama că e o problemă adicția de jocuri de noroc. Că avem o problemă sau că cineva drag are o problemă. Și care sunt pașii de urmat. Poate că ar fi important de precizat în înainte de a începe această discuție că înțelegerea pe care am avut-o a fost să. Avem o discuție între doi oameni cu două perspective diferite și poate la fel de interesante. A ta care a intrat în acest domeniu studiindu-l ca, ca om de teatru și ca un om care este interesat de o poveste a unei persoane, punctul meu de vedere, cel profesional și... Te-aș întreba același lucru. Cum, cum ai văzut tu uh, comportamentul ăsta că devine problematic? Mm -hmm. Da, cumva eu mi-am uh, mi sustras cumva concluziile din uh, poveștile pe care le-am citit și le-am auzit și le-am văzut pentru că odată ce încep să cercetezi, stai seama că e plin internetul și că e plină lumea de tot felul de povești de genul ăsta și uh, cred că un prim semnal pentru mine uh, la nivel așa personal uh, e minciuna. Mm. Care cred că trebuie să, să fie un trigger acolo în, în toate formele de dependență. Adică atunci când începi să minți, când trebuie să să fii nesincer cu cei dragi ție ca să... Și cu tine însuți. Și cu tine însuți, mai ales. Atunci deja, deja e un semnal de alarmă, în opinia mea. Sigur, sunt și lucruri mult mai obiective, cum ar fi să încep să pierzi sume enorme și așa mai departe. Pentru mine ar fi elementul ăsta, să zicem așa, de alarmă, Um, ar fi acele mici momente de a controlului ca, pe, care, pe care, le poți observa în orice fel de comportament. De exemplu, îți pui luna asta nu mai îmi cumpăr uh, niciun pereche, nicio pereche de pantofi sau nu mai fac deloc shopping online sau nu mai cumpăr nu mai mănânc uh, după ora 5 uh, dulce. Toate lucrurile acestea pe care le propunem să le facem și la un moment dat ajungem să facem ceea ce ne-am propus să nu facem. Uh -huh. Uh, în cazul jocurilor de noroc, îți propui să nu joci mai mult de intru și eu să bag 10 lei de control sau uh, uh, nu mai joc săptămâna asta pentru că am pierdut uh, deja destul, mm -hmm. dar cumva la un moment dat ajungi cumva să joci uh, ăla este momentul în care apare primul element de pierdere a autocontrolului. E o reclamă foarte, cred că destul de cunoscută, cea cu încă, încă una și mă duc. <laughs> în care da, avem, la, da. de fapt, surprins fix acest moment. Este un personaj care se ridică de la masă, care și-a propus să se întoarcă acasă, să plece pentru că a băut suficient sau pentru că s-a făcut ora la care consideră el că trebuie să meargă acasă, și ceva se întâmplă și îl întoarce, se întoarce din drum, consumă încă una încă o, uh -huh. încă o băutură. Deci, practic, este un moment de pierderea controlului. Reclama va transformă un, un moment. Mai degrabă în care omul ar trebui să, să fie îngrijorat pentru, pentru el însuși într-un ceva pozitiv. Dar, de fapt, este ceva profund negativ și profund îngrijorător pentru că ele, acelea sunt micile momente în care începem să dăm drumul la control. Mm -hmm. Pentru că o dependență, când se mă întreba cum începe, e foarte greu de... de nu, e, nu, e un, nu e un buton care... Și e nu e un off, moment. Și nu e un moment. Eu nu mi-aduc aminte, de exemplu, când am devenit dependent de nicotină, doar mm -hmm. că știu că la un moment dat trebuia să fumez dimineața, dar nu există momentul ăla în care am devenit da. dependent. Se, se produce o o Să zicem o... Uh, uh, modificare foarte subtilă și în timp, uh, a, în primul rând, a funcționării cerebrale, a funcționării creierului. Uh, și cred că aceste momente, apropo de minciună și apropo de pierderea controlului, uh, sunt uh, de multe ori trecute cu vederea, dar sunt primele mișcări. În, în, această, în această poveste care va duce la o dependență. Mm -hmm. Mă bucur că am ajuns și la asta cu reclamele, că e ceva ce, ce vreau să atingem și care pe mine mă, mă deranjează așa un pic că, că văd asta foarte des la televizor, dar am, am început cu asta cu linia verde pentru că mă gândesc că poate sunt oameni care o să ne asculte și din întâmplare au pe cineva care drag care joacă foarte mult sau observă la ei că, că au problema asta și de am întreb, întrebat exact ce, care-s care primii pași și dacă există organizații ale statului sau există um, consiliere psihologică gratuită sau așa mai departe. Um... Se spune că în dependența de jocuri de noroc sunt trei faze, să zicem. Uh, prima este cea în care jucătorul joacă și are control asupra comportamentului său de joc. E, e o fază, să zicem, impulsivă, adică îmi vine să joc și joc. Pot să mă opresc dacă vreau, dar tendința este la crește uh, și numărul de episoade de joc și mm -hmm. suma. Uh, și uh, există și un pic de câștig, uneori uh, există și control, încă nu apar probleme financiare, uh, jucătorul se descurcă și chiar are un sentiment de control. De multe ori are impresia că a prins o șmecherie sau că are un talent special pentru jocul pe care îl joacă și se, are o modalitate de a, de a, de a păcăli aparatul. Mm -hmm. O etapă a doua este, normal, cu cât joci mai mult, cu atât uh, uh, riscul de a pierde este mai mare. Uh, pentru că, nu statistic vorbind, dacă un joc are 10% șanse de câștig, uh, cu, cu cât joci mai, mai mult, cu atât vei pierde. Da. Uh, nu poți să câștigi împotriva casei, asta știe toată lumea. Adică ca să câștig o dată am 10% șanse, ca să câștig de două ori la rând am 5% șanse, ca să câștig de trei ori la rând am, nu știu... Și așa mai departe, ușoriască. da. Uh, și la un moment dat, uh, pe măsură ce se pierde și controlul, uh, persoana începe să facă datorii. Uh, și apare acest fenomen foarte cunoscut printre jucători, care se în limba engleză cheamă chasing the losses, adică vân, cumva aleargă după datorii, uh, începe un soi de goană în care persoana acumulează datorii și uh, vede jocul ca singura modalitate de a plăti uh, mm -hmm. aceste datorii, va chiar își spune nu vreau să mai joc, vreau doar să-mi plătesc datoriile și după care mă, mă opresc, mă las. Da. Mă las. Uh, Lucru care minciuna. nu se întâmplă. Da, e o minciună și e o minciună la mai multe niveluri, părerea mea. Uh, odată, chiar uh, unii jucători care o are, li se plătesc datoriile uh, sfârșesc prin a juca, pentru că apare pofta de joc, pofta e, e un fenomen care ține de dependență, pofta de fumat, pofta de, de droguri și așa mai departe. Uh, dar mai e un la un anumit nivel o minciună, uh, și anume. Asta e minciuna că joc ca să plătesc datoriile, nu mai joc pentru că vreau să joc. De fapt, este o raționalizare a unui comportament care altfel ar fi uh, absurd. Uh -huh. Deci eu sunt, uh, nu eu gen, uh, am o datorie de, să zicem, 30.000 de euro la bănci, la prieteni și așa mai departe. Și cu toate astea, eu mă duc să joc. Deci ar fi absurd. Și pentru mintea mea rațională ar fi ceva să zicem foarte greu de, de, de acceptat că eu mă duc să joc. Ar trebui să accept despre mine că nu mai am control și că, de fapt, sunt controlat de dependența mea. Dar această formă de a spune a, nu, eu joc ca să-mi plătesc datoriile, de fapt salvează aparențele, este o minciună față de noi înșine. Deci nu joc pentru că sunt dependent, nu joc pentru că nu mai am control. Nu joc pentru că îmi place să joc, sau, în orice caz, am, am această compulsie, joc ca să plătesc datoriile. Și atunci, cu această motivație, care este nu rațională, oricine poate să înțeleagă: am datorii, trebuie să mi le plătesc, și asta e modalitatea în care am, pot să nu fi de acord cu modalitatea, dar deja vorbim de o, de o decizie rațională, care, de fapt, acoperă un, un, un proces care este profund irațional. Persoana, de fapt, a ajuns în situația de a nu mai controla jocul, dar încă nu este pregătit să accepte lucrul acesta despre, despre sine însuși. Deci ăsta e, e un punct în care ne da. dăm seama că e alarmant. Da. După care urmează și o a treia fază în care, bineînțeles, această goană după datorii sfârșește prin acumulat și se acumula și mai multe datorii, și perso oamenii se prind, nu mai e nimeni care să îi împrumute și se ajunge într-o într zonă extrem de gravă din punct de vedere al echilibrului mental al persoanei, în care datorile au devenit enorme. Persoana e foarte singură. Uh, și atunci se poate ajunge la niște elemente din astea de disperare, de tip uh, furat bani sau luat bani din, de la locul de muncă, uh, sau au făcut niște lucruri extreme, pus, făcut niște împrumuturi la cămătari sau în alte zone. Deci, cumva, gesturi extreme uh, pentru că nu mai are nicio soluție în jur. Și din acest motiv se spune despre dependența de jocuri de noroc că este dependența care se asociază dintre toate dependențele, inclusiv droguri, alcool, tutun, cu cel mai mare procent de suicidalitate. Pentru că pare fără ieșire... Pentru că oamenii cumva intră în aceste... Se cumva ajung cu spatele la zid în poziții tot mai lipsite de scăpare și la un moment dat suicidul este văzut ca o scăpare atât pentru sine, eventual cât și pentru familie. E ca un fel de plată a datoriilor reglare da. a tuturor datoriilor într-un mod extrem. Da, deci se ajunge la gesturi din astea se ajunge, tragice, se ajunge extreme. Se, se, se spune că unul din cinci jucători dependenți ajunge să aibă Ideație suicidară și chiar uh, comportament uh, suicidar. Nu, nu toți ajung la o tentativă, dar toți sunt la risc. Uh, cam unul din cinci ajung să, aib să fie în această zonă de suicidaritate. E foarte mult, da. Este foarte mult. Ok, și uh, ce, ce pot face? Dacă eu am ajuns în această situație, ce pot, uh, ce pot face? Apoi ne. ne mă gândeam că putem. Poate ne povestești un pic despre cum ai văzut tu aceste etape se da. în uh, cazul pe care l-ai studiat și pe care îl prezinți uh, Da, da, desigur. Um, cazul meu e pe care, pe care îl tratez în piesă. E totuși într-o etapă uh, destul de. Ok, <laughs> ca să zic așa, financiar vorbind. Adică nu, nu e un risc foarte mare din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt sume mici într-o oarecare măsură. Dar, totuși, personajul ajunge să joace bani care nu i aparțin, adică reușește să facă rost de bani prin tot felul de mijloace, merge la manet și așa mai departe. Și cred că, da, cred că e mai degrabă un semnal de alarmă din punct de vedere etic că ajunge să joace niște bani care sunt destinați cumpărării de culegeri, de exemplu. Da, din, din punctul ăsta de vedere, cred că am ales totuși pe cineva care nu e într o zonă suicidală pentru a înțelege că dependența nu e numai în zonele astea. Am ales și un personaj care are studii care este femeie care totuși vine dintr un mediu cât de cât ok pentru a ne da seama că nu e nevoie să să ai, nu știu, să vii într-o zonă joasă a societății pentru a deveni uh, dependent de jocuri de noroc. Deși știu că există o, o prevalență, nu? Da, există un risc mai mare. Persoanele, persoanele din medii defavorizate au un risc mai mare să dezvolte dependen orice dependență. Uh -huh. um, dar, ca să revin la persoana ajută, ok, nu este într-o zonă de tentativă de suicid, dar ea, practic, ca și o consecință a gestului ei, care devine public, uh -huh. deci, practic, cariera ei și profesie, cumva, ea nu, ea nu are o tentativă de suicid, dar, practic, își se rănește profesional și la nivel de imagine uh -huh. personală în comunitate. Adică, și asta se întâmplă de foarte multe ori cu, cu jucătorii, uh, își pierd foarte mult din statutul social, pentru că devin uh, persoane în care nu se poate avea încredere. Uh -huh. Devin uh, persoane uh, stigmatizate uh, sau care poartă un stigmat. Sunt oameni cărora nu pot să le mai acorzi încredere. Uh -huh. Și e foarte greu. Uh, să, să, să scapi de acest, de acest stigmat și odată e nevoie ce devine de, public. Da, E nevoie de o reabilitare treptată, din, începând din mediul familial și așa mai departe. Știu da. că discutam uh, înainte să scriu, pentru că am mai avut o, o discuție atunci, uh, discutam despre cum se comportă, de exemplu, angajatorii, față de persoanele astea și cum dacă persoana dependentă a, a consumat din banii firmei, da, probabil că sunt șanse foarte mici să, să se mai... Mi se pare cumva că dependența asta pune în lumină relația noastră cu banul. Până la urmă, banii sunt sunt o invenție foarte interesantă. Noi ni se pare cumva că e ceva, să zicem așa, că are o, are o bază, nu? Avem un salariu care e trecut într-un contract, există da. cursuri de schimb care sunt. Avem așa impresia că banii sunt ceva real. Dar, de fapt, banii sunt o convenție, nu? Adică. Și se, un jucător care intră într-o sală de joc, mai ales dacă, cum se întâmplă în România, la 14-15 la 15 ani, și bagă 10 lei și iese de acolo cu 10 milioane, mă rog, cu 10 lei și iese cu 1000 de lei, Da. Uh, chiar și cu 100 sau 200, exact, tot e. Exact, adică e aproape magic e, da. e ca și cum e cam povești când vine zâna măseluță și spune că pentru că ai fost băiat cu minte, uite o trăsură trasă mm -hmm. de transformată din Boston. De aia a funcționat și Caritasul și. Absolut. De aia funcționează schemele astea piramidale, pentru că pare că e ceva. Deschide o poartă în, 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 mintea noastră în care lucrurile pot să fie posibile cu o intervenție de tip magic. Da, am pus un bănuț supernă și ne trezim cu 10. Exact, exact. <laughs> și Oamenii, cumva, majoritatea dependenților au această experiență a unui câștig mare la începutul carierei lor de jucători. Mare pentru ei, nu trebuie să fie mare în termeni absoluți, până la urmă ce înseamnă mulți bani, fiecare hotărăște, știe pentru sine ce înseamnă mulți bani, dar pentru un, un, pentru un, un copil, un tânăr de 14-15 ani, genul ăsta de amintire rămâne fixată Uh, practic, pentru toată viața. Da. Uh, și, și este ceea ce vor căuta să retrăiască uh, această vânare a primului contact pozitiv cu drogul. Ei se produce nu doar în uh, jocurile de noroc, e prima doză de heroină, prima țigară cu cannabis, prima pastilă de ecstasy și așa mai departe. Chiar și prima țigară cu nicotină care dă un hai, care dă și un mic hai, care brusc te ridică în ochii colegilor și în ochii tăi, marchează o trecere și o schimbare de statut, sunt foarte multe elemente pe care practic nici nu le conștientizăm când aprindem prima țigară. Și apoi oamenii continuă să caute acel uh, acea amintire să retrăiască genul acela. Și o retrăiesc, uneori, au de-a lungul timpului uh, câștiguri foarte mari, uh, dar au și au și pierderi. Uh, îi povesteam lui Eugen că în procesul ăsta de cercetare am fost și eu să experimentez uh, jocurile de noroc, păcănelele, practic. Pentru că nu n-am nu, simțit vreodată, n-am înțeles de fapt de ce oamenii devin dependenți. De fiecare dată când am jucat, a fost banal, adică am pierdut 10 lei în 5 minute și n-am înțeles nimic. Dar când am început să scriu piesa asta, am fost să, mai mult să, să înțeleg un pic cum funcționează și într-una dintre zile am învățat să mizez mai puțin ca să nu se mai consume 10 lei atât de repede cât băgam, pentru că nu voiam să bag 50 de lei, băgam câte 10 lei și mizam câte puțin, voiam să mă joc cât mai mult ca să văd cum arată jocul, cum sună și așa mai departe, cum se simte și atmosfera cazinoului și așa mai departe. Și într-una dintre zile am câștigat am câștigat 160 de lei, după ce băgasem 10 lei. Și mi s-a părut fascinant că eu știam de ce fac asta. Știam că studiez practic adicția asta. Știam că vreau să scriu o piesă. Și cu toate astea a avut efectul de a mă prinde într-o oarecare măsură. Adică bucuria aia de, de, a, de a câștiga mult din puțin, cumva după aia s-a resimțit. Și când treceam pe lângă câte un casino, era ceva ce, ce mă atrăgea acolo în continuare. Mm -hmm. Cred că e la nivel foarte visceral. Da, și e un, e un drog foarte puternic. Mi-aduc mine că am cunoscut pe cineva care nu avea nicio intenție să joace, a intrat într-un casino pentru că aștepta să iasă din tură o persoană care lucra acolo. Uh -huh. Și pentru că persoana întârzia, i-a dat câteva fise, fise. să joace cât, cât dura să mai aștepte. Și când l-am cunoscut eu, deja avea. Deci, din momentul acela, omul a devenit dependent. E, sunt rare. Dependențele astea de la prima doză, dar și probabil că exista o vulnerabilitate individuală la, la adicție. Dar omul ăla, după ce a jucat, a continuat să joace până și-a pierdut casa, și-a pierdut mașina și multe, multe alte lucruri. E o dependență, de adevăr foarte puternică. Și ce mi se pare că asta este absurditatea sistemului social, societății în care trăim, că. Avem acest acces complet neîngrădit și ne uh, controlat de niciun fel la un drog extrem de puternic. Adică e, e ca și e practic ca și cum avea, avea uh, dispensere automate mm -hmm. de heroină la fiecare mm -hmm. cos de stradă sau de cocaină, mai degrabă de cocaină, că e, e un, e un jocul de noroc, funcționează pe, uh, pe sistemul acesta de, sti, de stimulante. Uh, Spuneți de câteva măsuri de pe care ar putea să le ia statul, practic, care sunt, de exemplu, distanța pe care ar trebui să o aibă o sală de jocuri față de școală, sau că sunt state și orașe care pun sălile în afara sau la marginea orașelor. Deci sunt o grămadă de măsuri de prevenție, cum sunt în anumite țări nordice magazine speciale care vând alcool și în alimentară nu găsești Alcool sau și... nu găsești alcool tare. Da, sau nu găsești alcool tare. Da, sigur că dacă se dorește, se poate ajunge. Mie mi s-ar părea, de exemplu, extrem de important să nu ai niciun fel de, pre... de locație de joc în comunități mai mici de, nu știu, 100.000 de oameni. Pentru că părerea mea este că aceste uh, păcănele sunt aceste locuri care au, uh, pariuri sportive, și două, trei păcănele și pe care le găsești în sate și comune Mie mi se pare că fac un rău extraordinar de mare în acele comunități uh, mici, pentru că, din păcate, devin singurul loc de socializare pentru tineri uh, care n-au unde să se ducă. No. Uh, nu, nu mai există cămine cămine culturale. Horă. Da, deci sa fibra socială e complet distrusă și toți, toți se întâlnesc acolo. În plus, controlul asupra uh, vârstei de acces uh, este complet uh, absent. În ace adică, dacă îți mai cere un buletin în centrul Bucureștiului, uh, nu mă aștept ca cineva să-ți ceară un buletin, uh, uh, nu știu, fierbinți. Da. Și su cred că sunt peste, în toate da. satele, da. găsești un, da. un loc unde. Se poate juca. Chiar și două aparate acolo și totuși sunt. Da. Este, este, cred că sunt, nu știu, cred că e un experiment social, ne, sper că neintenționat, în care se încearcă să se vadă ce se întâmplă într-o populație când dai acces la un drog atât de puternic. Complet ne, necontrolat. Deci în momentul de față această industrie nu este controlată de nimeni nici măcar de instituția statului care ar trebui să o controleze, pentru că oamenii care lucrează în instituția statului sunt fie oameni care au lucrat în industrie, fie cum s-a întâmplat recent, uh, au plecat de la instituția statului și au primit un post uh, foarte important în industrie. Cum se numește? Uh, instituția Național de Jocuri. de Noroc. Ok. Uh, deci, cumva, în acest moment trăim această distopie din punct de vedere a sănătății publice, mentale, în care ai distribuție de cocaină complet nereglamentat. Numai că nu e cocaină, sunt jocuri de noroc. Da. Eu, da, eu sunt din Constanța și pe strada pe care am copilărit, am numărat acum, în vara asta, sunt 11 săl de jocuri și pariuri. Și farmacii un pic mai puține, sunt șapte. Pe o stradă, nu vreun bulevard, pe o stradă de 300 de metri. Da. Yeah. Și măcar la cocaină, până la urmă, există un prag, adică consum până nu mai poți. Aici, cu jocurile de noroc, practic, nu mai poți în momentul în care te-au curățat de orice, după care te-apuci și faci datorii. Adică, e. Aș vrea să vorbim și despre, despre dacă tot am ajuns la legate de reglementări și așa mai departe. Despre reclamele astea care acum au înflorit, e voie pentru că sunt la cazinouri online. Așa înțeleg că e voie pe TV cu reclame la jocuri de noroc doar pentru că sunt la cazinouri online. Că nu e, nu e legal să faci la cazinouri sau nu până într-o anumită oră, la cazinouri reale. Și sunt din ce în ce mai multe și sunt o grămadă de. Vedete care fac reclamă la pariuri sportive. Adică dacă te uiți la un meci, 5 reclame din 7 sunt la pariuri sportive. Și sunt tot felul de sportive acolo care își pun imaginea în slujba acestor case de pariuri. Cu reclamele, ce mi se pare foarte important, cu re, de înțeles cu reclamele și motivul pentru care ar trebui practic interzise de pe posturile de televiziune și de mass media, uh, ele nu sunt acolo ca să informeze oamenii că există jocuri de noroc. Uh -huh. Deci reclamele nu sunt pentru oamenii care nu joacă. Uh, oamenii care nu joacă vor fi convinși să joace în principal de prieteni, uh, de prieteni care... Nu știu, îl văd, te văd pe tine că ai câștigat 160 de lei cu 10 lei și îmi povestești cât de tare a fost și vreau și eu. Uh -huh. În general, cam, cam așa se întâmplă. Nu. Reclamele sunt pentru cei care deja joacă, în așa fel încât să nu uite și să stimuleze acest proces de poftă. Dacă eu mă las de fumat sau nu fumez în momentul ăsta. Uh, dar sunt fumător și te văd pe tine că fumezi, o să mi se facă poftă să aprind și o țigară. E, cred că toată lumea care fumează sau a fumat a, a avut experimentat această experiență. Asta, da. Stai la masă, vorbești, îl vezi pe celălalt și scoate o pachet, o țigară din pachet, îți aprinzi și tu, ține ți și ție, s-a aprins una. Asta e funcția reclamelor. Este, mm -hmm. de fapt, uh, o formă prin care uh, sunt atacați jucătorii în încercarea lor de a uita de joc sau de a nu juca. Sunt, sunt forme până la urmă de uh, uh, cum să zic de a, de, a, de de, de da. exact și de a, suge de a crea sugestia. Uh, sugestia hipnotică nu sunt mai legat, joacă 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 joacă. Da. Adică lucrurile acestea sunt niște forme de a intra în capul jucătorului și de a gâdila exact acea regiune din 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 creierul lui care de-a lungul timpului a devenit sensibilă, cum spuneai tu, după, prima, după primul câștig, deja simțeam că mă trage ceva acolo. Asta e rostul reclamelor. Nu nu, nu, nu e rostul... Toată lumea știe că există jocuri de noroc. Nu, nu avem nevoie de Duc Adam sau cine. să ne aducă aminte că există există aceste locații. Rostul lor este să-i să facă pe oamenii care deja sunt în diferite etape ale dependenței, să joace și să îi împingă și mai mult în procesul de dependență, pentru că ceea ce nu se spune este că este o industrie care trăiește din dependenți. Nu din cei care joacă nu casual. De cei, deci Toți acești domni în costume care apar și dau tot felul de interviuri despre cum ar trebui să ne distrăm într-o seară la cazinou, de fapt, ascund faptul că între 8, în jur de 80% din veniturile, poate că spun spre 90% din veniturile acestei industrii vin de la, de la jucătorii dependenți. Și nu știu, mă gândesc, poate ai uh, documentat, ai vorbit și cu oamenii care lucrează uh, în, uh, în, aceste, în aceste instituții, în aceste săli, care sunt martori la, la niște scene absolut... Uh... Da, și nu degeaba e mereu acolo cineva de la pază. Pentru că oamenii sunt sigur că se enervează, se frustrează, încep să devină agresivi când au pierdut uh, sume enorme. Da. Da. Da, deci și eu cred că printre soluții, ca să zic așa, la nivel de societate, e o intervenție a statului, pentru că ăsta e un caz de piață care nu se reglementează singură. Sau, mă rog, se reglementează, dar la un nivel așa, sălbatic, adică stoarce tot din consumator. Că... Cunosc foarte mulți oameni care au foarte mult cunosc oameni care au plecat din țară din această cauză. Pentru că simțeau că în România nu se pot opri. Uh -huh. că asaltul asupra capacităților lor, dorințelor de a de a nu mai juca era atât de puternic și atât de violent încât uh, 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 Chiar mi-a scris cineva de curând uh, pe Facebook, m-a întrebat, am jucat, am fost dependent, acum trăiesc într-o țară unde nu mai există, sau în orice caz, dat de puține și aderare de rare și atât de greu să. Uh, dacă ai un cazinou din acela cu limuzină la poartă, nu o să intru eu, și nici mm -hmm. tu, și probabil 99% din populație nu o să ajungă acolo. Uh, vreau să vin înapoi în România. Ce sfat îmi dați? Că mi-e teamă să nu mă apuc din nou. Ok. Uh, și am spus că. Nu, m-a întrebat dacă cred că după atâția ani este în continuare în pericol. Și am spus că cred că este în foarte mare pericol. Pentru că ce se întâmplă și, și cu centrele de tratament, te duci undeva, stai o săptămână, o lună, sunt unii oameni care stau în centre de tratament și un an de zile. Dar ăla este un alt mediu. Uh -huh. uh, un și mediu de aia funcționează nou acolo. Și da. acolo poți să fii bine mersi, poți să nu bei, și să nu fumezi, să nu te droghezi, să nu joci. Dar când te întorci în mediul în care toate aceste asocieri s-au făcut ca din spatele blocului, mirosul, combinația de, nu știu, miros de la patiserie cu mirosul mm -hmm. de acolo și uh, strada, uh, oamenii și relațiile, mă cer cu nevasta, mă, mă văd cu părinții. În momentul în care îi reintri în mediul în care, de fapt, aceste reflexe și aceste legături s-au format inițial, ele se activează foarte mult. Și știu mm -hmm. cazul de oameni care fac bani în străinătate, mii de euro, vin cu ei în țară sub pretextul că ar vrea să-și cumpere, nu știu, proprietăți mașină, și da, o mașină și sfârșesc prin și da pe toți mii de euro uh, la jocuri de noroc. Da, da, sună Și am spus sună că rău. pericolul este foarte mare, că dacă totuși vrea să vină, ar trebui să, să nu aibă bani cash la el. Asta este cea mai mare, adică este o situație în care niciun jucător pe care eu îl cunosc nu poate să-i facă față. Să aibă ai, bani să, cash, aibă an să an treacă cash. pe lângă da. cazinouri da. și săl de joc, mai ales dacă înșiruite. ești, da. ești într-o etapă de început a ieșirii din dependență, trebuie să n-ai bani închești la tine sau, în orice caz, cineva să știe de banii pe care ai la tine și să exerce un control din afară. Da. da, deci cred că, la nivel de rezolvări, e ceva care trebuie făcut la nivel sistemic. Trebuie. Statusă. Da, vezi, e foarte interesant. Da, trebuie, sunt de acord. Pe de altă parte, uh, uh, înainte de pandemie, cred, exista această statistică oficială că această industrie este o industrie de 2 miliarde de euro în România. Mm -hmm. uh, și că e posibil să crească la 3. Întrebarea este dacă statul român va fi dispus să... Pentru că și asta e o formă de dependență, nu? Dependența individului este reflectată în dependența statului de, de acești bani. Ok, da. Contribuie adică, la PIB. Contribuie la PIB. Deci, cred că au mai făcut niște ajustări în așa fel încât au crescut și mai tare și mai au crescut impozitarea. Deci, mă întreb în ce măsură de fapt nu este o formă de supraimpozitare a populației, până la urmă. Da, și a populației, pentru că vorbeam de cine ajunge să fie dependent de păcănele și de jocuri de noroc în general, a populației mai degrabă sărace. Absolut, da. absolut. medie și, și sărace este, sunt categoriile cele mai afectate, clar. Da. Deci... Uh... Da, deci, uh, da, asta... asta... Într-adevăr, probabil că s-a creat acolo o dependență la un nivel macro. Și. Pe de altă parte, asta nu ar împiedica, de exemplu, tot într-un articol documentat de niște jurnaliști, a reieșit faptul că, conform legii, există un procent din încasările statului român. De la operatorii de jocuri de noroc care trebuie virați într-un cont din care ar trebui să se uh, realizeze programe de prevenire, mm -hmm. de tratament și așa mai departe. Se pare că banii aceia există uh, și că există undeva vreo în jur de 4 milioane de euro care uh, nu au fost niciodată cheltuiți pentru. Okay. și care nu pot fi cheltuiți pentru că sunt alocați prin lege acestui uh, domeniu. Și ce. ce... Ce credeți că e asta? Comoditate? Nepăsare? Revoință? Aici cred că e o problemă generală legată de serviciile de sănătate mentală. Toate lucrurile astea, dependențele, Alzheimer-ul persoanele fără adăpost cu probleme de sănătate mentală, că s-au orașele de, de mm -hmm. persoane cu schizofrenie, îi vezi cu pungile, vorbesc singuri, uneori sunt și violenți, dorm pe unde apucă. Toate lucrurile astea nu erau înainte de 89. Mm -hmm. Nu aveam droguri înainte de 89, nu aveam păcănele înainte de 89, Alzheimer-ul știa așa că uneori bătrânii mai uită. o mai uită sau în orice caz o iau razna, da. dar fiecare își vedea cu bătrânul lui în bătătură. Da. Toate lucrurile astea sunt noi. Ori, problema noastră este că noi nu am reuș noi nu reușim, sistemul medical nu reușește să se acorde la realitatea aceasta și să dezvolte noi servicii. Și asta e valabil pentru toată medicina, adică noi abia reușim să administrăm niște clădiri vechi din anii 60-70 tot ce mai putem este să punem faianță gresie și să mai cumpărăm câte un ecograf. Adică asta este nivelul de, de, de inovație în medicina românească, care, mă rog, în medicina somatică mai merge, pentru că practic e același lucru. Tratezi cu pastile niște boli, niște bolnavi internați. În psihiatrie însă trebuie să construiești niște servicii noi. Și, din păcate, nu există această, a existat această capacitate la, de decizie la Ministerul Sănătății care să spună, ok, avem o problemă cu drogurile, hai să vedem ce putem face, avem o problemă cu, cu dependența de jocuri de noroc, hai să, să dezvoltăm măcar un centru pentru asta. Și, da, motivele probabil că sunt și nepăsarea... Dar cred că este și această atitudine pe care medicina românească o are față de minte, față de sănătatea mentală. E un tabu, și față de psihic. e tratată... Cred că e mai multe. Că doctorii nu sunt obișnuiți să vadă omul ca, ca o ființă. Te duci într-un spital și mi se pare că asta este principala... Foarte mulți oameni se plâng de chestia asta, că nu suntem tratați ca niște ființe, felul în care ți se comunică diagnosticul, felul în care ești tratat de asistenta medicală, felul în care, uh, nu știu, se fac programările. Deci, aceasta, uh, pentru, din păcate, medicina românească nu înțelege. Nu e personală. Că, că există o persoană acolo, da. exact. Nu doar un corp. Da. Îmi uh, pare rău să <laughs> încheiem cu concluzia asta, dar. Uh adevărată, asta e. Cred că... Poate putem încheia ceva de de piesa care a prilejuit acest dialog, mă gândesc să-i... Da, nu, mă gândeam în timp ce ziceați de... de latura asta personală pe care nu are medicina românească că poate că e ceva ce teatru și arta pot... Facilita cumva, adică putem să ne gândim că oamenii pe care îi privim ca dependenții, drogații, cei care bagă bani la păcănele, sunt concetățenii noștri, sunt oamenii noștri până la urmă, și că e într-o într oarecare măsură o responsabilitate colectivă cumva să, să fim atenți la lucrurile astea și să în, în jurul nostru cât putem să, să încercăm să le prevenim. Și eu cred că genul ăsta de povești uh, aprofundate în care invită oamenii să intre în viața cuiva, uh, sunt extrem de utile, pentru că, mai ales când vine vorba de dependențe, uh, există foarte multă rușine. Uh, oamenii de exemplu cazul de la Saga, nu? Am avut nu se știe, dar se pare că doi oameni care au murit, din informațiile mele au fost până peste 100 de oameni care, de tineri care au ajuns cu salvarea în spitalele din București. Deci a fost 100 de oameni, este enorm. Și cu toate astea, deci avem 100 peste 100 de tineri care au avut o problemă severă și n-am avut niciun părinte care să, să fie ieșit în presă cu o declarație, mm -hmm. n-am avut niciun tânăr care să, să, să vorbească despre ce s-a întâmplat acolo. Nu avem nici o mărturie despre ce s-a întâmplat înăuntru la saga. Și asta este, dacă ții minte, cu colectivul. Nu? Mm -hmm. Inițial exista acea chestie Că erau rocker și ascultau muzică satanică da, da, da. și că. Uh, Bineînțeles că s-a întâmplat așa, da. Că, uh, deci, există acest, uh, această, acest reflex al stigmatizării, mai ales dacă vorbim de comportamente ilegale, cum sunt drogurile, dar și jocurile de noroc au o foarte mare stigmă asociată, oamenii nu vorbesc. Oamenii nu ies în față, nu spun ce s-a ce întâmplat cu ei. Și atunci asigur populația rămâne uh, cu, liberă, doar să-și imagineze ce, da. ce crede. Și e important să, să vadă mai concret, uh, exact din, din ce e compusă până la urmă dependența asta și, uh, și tot comportamentul. și realitatea jucător. unui jucător. Da. Bine, eu vă mulțumesc frumos și eu mulțumesc că ați fost aici. Mulțumesc și ascultătorilor pentru atenție și vă invit să ascultați noroc să ai de la Teatru Improbabil.